faine sunt astea. Mara pleacă în excursie. Și sper că o să mă distrez. Până să ajungem la școală. Am vărsat cafeaua pe mine. Înțelegi, domnule doctor. Să ce? Să facem vaccinul de două luni. Deci n-ai cum. Și vreau să iau temperatura, să vedem câte grade are și dacă e nevoie. Avem termometrul. Verificăm. Are febră, 38,5. Oare Mara ce face? Am ajuns la hotel la Brașov. De la Brașov la Odică, mai pisica roz. Sper că se vede. Bună! Salut, tati! Să ne duce încolo. Tot am așteptat, am stat acolo la ușă, tot așteptând să vii pe acolo. Am văzut că nu vii, zic, hai să ies, mă duc înaintea ta. Salut! Salut! Să punem centura. Salut! Și voi centurile în spate, fetelor. Deci erau o cană cu fluturi frumoase de toate. Teo a fost astăzi la muzeul de... Și nu ne-a lăsat să ne luăm nimic. Pentru că mama încă asta nu... Foarte supărată, Teo, că nu și-a cumpărat suveniruri de la muzeu. Apoi, dumneavoastră, la final știam prin parc. O să-ți iei când o să mergi cu noi. Vrei să mergi cu noi la muzeu? Pune centurile. Da. Hai, centurile. Centurile. Într-o zi. Și la observator trebuie să mergem pentru Bri. Am luat-o și pe Bri, urmează să luăm și pe Mara. Mara e la pregătire la engleză. Puneți-vă centurile. Centurile, n-auziți? La noi plouă. Da, e o vreme atât de mohurtă și de rece. Brr. Iar fetele, uite cum stau în mașină, în tricou. E cald. Centurile. Rau. Noi toată săptămâna avem săptămâna verde și facem activități la școală și suntem plecați. Ieri unde ați fost? Azi la muzeu, iar ieri la observator. Și mâine? La Ateneu, cred că. Mâine mergem, cred că tot la muzeu, să facem lut. Ah, ce drăguț! Voi când aveți săptămâna verde? Sau ați avut-o deja? Poate o aveți acum, în același timp cu copiii noștri. Majoritatea școlilor o au acum. Până acum era doar săptămâna altfel. Acum s-a mai băgat o pauză de asta școlară cu săptămâna verde. Nu e un lucru rău, dar să se facă ceva în plus. Și în alt fel, săptămâna asta ar trebui să fie despre natură, despre protejarea mediului și așa mai departe. De aceea se cheamă Săptămâna Verde. Am venit să iau leuștean pentru ciorbiță. Mama, a început ciorbița, o facem acum cu berișoare, iar eu voi culege leuștean. Proaspăt, abia ieșit. A crescut într-o zi, ieri era jumătate din cât e acum. Spălat de ploaie. Mai spălăm și noi o tură, nu? Da. Cel mai bun. Super! Salut! Salut! Mara aici. Fetele le-am lăsat în mașină cu mami. Noi mergem să... Eu vreau acolo ca să-mi iau ochelari. De ce? Eu vreau și eu ochelari. Că tu și mami ieri basat. Și mie îmi vin perfect ochelarele, mami. Data viitoare. Exact, asta ne avem timp. Bă, dar cum era la ei de parte, cred că... E fain și acum. Hai. Încă mai au tablouri. Ne hotărâm? Și a ajuns. Hotărâm să alegem o icoană. Mie nu-mi place asta? Tot atât îi place. Eu vreau pe asta, Mara. Mie îmi place asta. Asta de aici. Ne ajutați în comentarii? Asta? Sau cea pe care o vrea Mara? Lăsați-ne comentarii. A mea. Ce mai cauți? Ce faine sunt astea. Foarte mișto. Da, se pot face și separat, ia uite. Da. Din aia? Ia să vedem. Ce m-a speriat. Și? Care? Nu rămâne. Da. E faină. Am și mai mare. Aici sunt căni, o farfurie și un tablou de Klimt. Și un set imens. La fel. Aici e altă operă de artă. Și sus la fel. Cine credeți că a câștigat? Ăsta e gândacul. E jos. În centuri. Cu
Cu cine e? Cu Sfânta Familie. Exact. Ia să vedem. Familia. Ariuca doarme. Ariuca doarme, o dăm în spate. Fecioarea Maria, Iosif și Prințul Iisus. Am luat-o pentru zi de naștere. A doua zi de dimineață, în afară de faptul că plouă, Mara pleacă în tabără. E dimineață, Mara pleacă în... excursie. Tabără sau excursie? Care e diferența? Scrieți-ne în comentarii. Excursia, mami zice că ține mai puțin, ca durata în de zile. De timp, da. Iar tabăra e mai lungă. Excursia e și de o zi, dar e și așa de 3 zile. Deja eu cred că de la 5 zile e tabără, nu? Sau cum? Da, posibil. Voi ce părere aveți? Scrieți-ne acum. E săptămâna verde și plec în excursie cu colegii mei și domnul dirigente, pentru că săptămâna asta se fac altfel de ore, iar noi plecăm la Brașov. Vom vizita castelul Bran pe care l-am vizitat, Dino Park pe care l-am vizitat, castelul Peleș în care am ajuns e prima dată, castelul Canta Cosino, la mall și multe altele. Mara, și la Peleș ai fost, dar erai mititică și nu mai ții tu minte. Iar noi atunci nu filmam așa de mult ca acum. Făceam foarte multe poze, iar filmulețe făceam doar în locurile pe care noi le consideram extrem de importante. Și nu stăteam niciodată să le edităm, din păcate. Iar în arhivă nu știu ce mai găsim. Dacă aș avea timp, aș căuta. Dar trebuie să caut niște calculatoare vechi, care sunt undeva ascunse bine, deci ne e dificil. Dejun cu pui sau ceva. Și că am vrea să mor din pui și la mor din pui și avem și meniu dacă am făcut ceva sandwich-uri mari, dar insuficient. Mâncărică suplimentară. Oh, am spre față. Dar nu prea văd pe nimeni aici. O fac cam greu. Și nu e foarte târziu. E ora la care trebuia să fim în parcare, dar e parcare lângă. Și am văzut că nu e nimeni aici, la McDrive, ceea ce ne avantajează. Nu mă așteptam ca la ora asta să nu fie nimeni la McDrive. Și sper că o să mă distrez. Bună dimineața! 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 Și ori sau ori și lipie cu salam, da? La revedere, mulțumim! La revedere! Poate? Gata bagajul, gata măruța. Ăla e. Ai pelerina? La Brașov. Am greșit? Mai încercăm o dată. Hai, Mara. Gata. Am predat-o la domnul diriginte. Se descurcă de aici. Gata, au plecat? Gata. Așa repede? Ce facem? Mergem după ea? Nu, tati, eu am de ajuns la școală și fetele la fel. Sunt multe autocare. Ah, acela micuț de acolo. Uite Mara. Pe Mara, în mov, o văd. Se vede? Da. Se vede. Trebuie să dai înapoi un pic să se vadă mai bine, poți? Se vede perfect. Da, ești mai înaltă. Eu nu văd. Pa, Mara, uite aici, se vede bine. Da, te descurcă ea. E fetiță mare. Dacă vă închipuiți, și-a luat și difuzorul și esențe pentru aromoterapie. Nu cred. Da. Să miroasă frumos în cameră. Am lăsat-o să vedem ce poate să facă ea de una singură. Bagajul și l-a făcut absolut singură. Și l-a luat. Și l-a luat, nu? Da. Ar fi ceva să mai vedem. Mai, da. Foarte aglomerat în oraș. Hai, Teo, puneți ghiozdanelul în... pentru Teo. Puneți ghiozdanelul în spate, așa. Du-te pe oriunde. Teo ajunge foarte devreme azi, dar ea tot are impresia că întârzie. Nu cred. Până să ajungem la școală. Am vărsat cafeaua pe mine. Pentru că aceasta nu e ca la suc. Are dita mai gaură. Și a curs de aici, poc, spre mine. Și tot, cred că sunt în spate foarte udă ea. Wow. Cum e? Mult. Și pe geacă pe aici, pe sub centură, pe mânecă. Asta e. O plăcere așa stau azi la școală. Trebuie să duc haine. Și geaca. Lasă așa. În 3 ore, dar la biserică merg tot așa? Nu, te duc, hai. Merg așa, lasă, ce rost are, mă gândesc. Hai că vedem noi, am ajuns. Da. Mă duc la Brioș. Nu, te duc la Arioș. Au terminat fetele programul, merg să vedem ce lucruri importante mai avem de făcut astăzi.
Bună! Salut! Acum să o luăm pe mami și trebuie să mergem la biserică. Avem programare la 11 și un sfert și deja suntem în întârziere. O să vezi, o să vezi de ce. Salut, tati! Salut, salut! Hai că ne așteaptă! Vreau să vă povestesc de boacăna mea? Da! Iată, peste tot! Tam, tam! Mami, eu nu știu. Am lăsat cafeaua pe mine. A, da, atunci când m-ai lăsat, nu? Da, dar exact atunci. Suntem așteptați, ca de obicei, ne pare rău. Așa e, când avem copii, trebuie luați pe rând de la școli. Nu termină niciodată toate odată. Rar câte două, dar toate în niciun caz. Gen, să vin tu de trei de acolo. Da. N-are așa face. Poate o să fie în locul în care o să ne mutăm. Poate, cine știe. Da. Eu am schimburi. Lasă-mă așa, că e greu. Unde să mă schimb? În mașină? Nici la școală n-aveam cum. Așa că mai bine rămân așa. Am ajuns să facem o lifta de 40 de zile, deși au trecut vreo 80 de când am născut, dar n-am făcut-o la timp. Hai, du-ți. Vremea bună se lasă așteptată. Da. La voi cum e? Tot așa urât? Și știi ce am auzit? Că vine un fric polar și vor fi iar ninsori. Nu cred. Da. Nu cred. Închis. Închis. Ce facem? Poate nu aici. Sună părintele. Sunăm. Reușit să rezolvăm. Gata, am făcut și pe lifta. Acum sunt bine primită în biserică. Toată incinta, pentru că nu știu dacă știți, dar până la moliftă, mama nu are voie să intre în biserică decât acolo, la intrare. Deschidem. Ține gruț. Să-i dăm de mâncărică. Dragul de el. Hai să-i pun mâncare. Eu îl țin și Bri îi pune. E disperat, oamea. Să-i punem și apă. Da, îi punem și apă. Am pus și apă pentru că era foarte puțină. Pugăm casă. Ari doarme. Să intrăm, domnule doctor. Ne vedem noi dacă mai doarme ea. Să ce? Să facem vaccinul de două luni. Hai, hai. Gata. Dormi de aici? Dormi de aici? Și gata. Iar acum, după Teo. Da, să mergem. Gata, am urcat în față lângă tine ca să putem filma. Iată și pe Teo aici în spate. Am ajuns la cumpărături, am plecat de la vaccin, am luat-o pe Teo de la pregătire de la engleză. Suntem la cumpărături pentru că bunica Mariana și-a pierdut ochelarii și mai avem nevoie oricum și de alte lucruri, ceapă, pătrunjel, mărar și așa mai departe. Cumpărături. Și de asemenea trebuie să intru la farmacie să iau un antitermic pentru bebeluș. La vârsta ei se recomandă paracetamol supozitoare de 125 de mg. Să fim preventivi. În caz că face febră de la cele trei vaccinuri pe care le-am făcut azi. Ce am făcut? Antipneumococic. Hexavalentul, care are protecție pentru 6 boli, și Rotarixul. Deci am făcut o grămadă de vaccine. Ari este protejată. Hai cu ea, tati. Hai. Alege. Multe perechi. Ăștia roșii îmi plac, dar hai să-i vedem. Avem așa, 3,5 îmi trebuie. Ei sunt, aia roșii sunt 3,5. 3,5, dar nu sunt mici? Parcă da. Ia să vedem cum văd primii. Deci n-ai cum. Nu, trebuie să-i plugez eu, ca adult. Ce-ați cum e Teo? Parcă, deci te simți, parcă ești într-un joc video de ăla. Așa ți se face. Da, Mara. Salut, Mara. Ce drăguță e. Pentru? Bri. Mara face cumpărături de la mall din Brașov, de la Curesi, pentru fete. Ia uite pe Teo. Eu nu văd iepurașul ăla de acolo. Hai, grăbește-te! Grăbește-te! Salut! Așa? Sunt mici sau auzi normal? Cam micuți. Mie stau bine. Pe cap. Îi aleg pe aceștia pentru că sunt mai mari. Hârtie! Am luat hârtie pentru că am nevoie la școală. Ați văzut în vlogul anterior câtă hârtie am consumat. Teo vrea gogoașă din asta roz cu bezele. Una cea mai perfectă. Așa, e bună? E bună? Cele mai multe marshmallow-uri. Suntem la masă, poftă bună, avem cerbat cu perișoare, cu cimbru, am greșit, cu leuștean proaspăt din grădină. Poftă mare! Mulțumesc! Ia să vedem. Și eu, aici. Și aici. Chifteluțe foarte bune.
Mulțumim, bunica. Uite de bunica. Bunica are ochelari noi, ia. Chiar ești, stau bine. Super bine. Eu, Brișiari, doi. Au mâncat și sunt mic. Și să gustăm. Ce gustați voi acolo? Mango. Mango? Mai am unul aici. Iar vrei? Gustăm. Eu vreau avocado. Bunica, ia și tu, că nu mai rămâne. Ei, gustă așa, ca să nu zic că l-am mâncat. Metoda prin care desfac fructul de pe coajă. Tăiat în două, scoatem sâmburile, după care crestăm până aproape de coajă, fără să treacă pe partea cealaltă. Acum perpendicular și magie! Și te-ntem perucă. Nu perucă, arici. Sau arici, da. Iar apoi cuțitașul luăm fiecare cubuleț și îl dăm jos de pe coajă. Ca de exemplu. Așa. Și astfel ați învățat odată cu noi, odată cu copilașii noștri, cum se curăță fructul mango. Are a dormit destul de mult, numai că mie mi se pare destul de caldă. Și vreau să iau temperatura, să vedem câte grade are și dacă e nevoie să-i pun un supozitor cu paracetamol. Hai, mami! Avem termometrul. Verificăm. Bine, ăsta vechi ai găsit? Da. Aveam și două noi. Ăsta l-am găsit, cu ăsta ne facem treaba. Are febră, 38,5 și încă nu țiuie. Deci poate să mai crească. A țiuit? Da, da. Foarte încet, că nu prea mai are baterie, cred. Are febră, iar de aceea vom pune un supozitor pentru bebeluși. Paracetamol de 125 de miligrame. Puțină gheață. De fapt, avem lămâie înghețată. Uite aici, vezi, punctulețul? Acolo îi punem un pic de gheață. I-am pus supozitorul. Nu-i place rece. Aici e hexavalentul. Și hai să vedem din coace unde este antipneumococicul, care a durut mai tare și are și punctulețul mai accentuat. Uite-l. Gata, Ari, gata. Oare Mara ce face? Ia spune-ne. Hai, Măruță, arată-ne și nouă ce frumuseți sunt pe acolo. Sau nu? Am ajuns la hotel la Brașov. De la Brașov la Odită, mai pisica, roz. Sper că se vede. E foarte ufasă. În curând o să vă arăt camera. Nu e foarte frumoasă. S-au rupt clanțele. Vă arăt în curând. Ești tot de tabără. Sunt foarte mulți copii. Am ajuns mai aproape. Bună! Și mâncăm. Poftă bună, mami. Poftă bună, tati. Poftă bună, fetelor. Poftă bună tuturor. Mulțumim, mami. Sperăm ca Ari să-și revină în curând. Știu că asta este reacția normală a organismului, pentru că el luptă acum cu vaccinul. Așa face imunitate, așa face anticorpi și nu se va îmbolnăvi de boli grave. Dacă e o perioadă dificilă atât pentru mămica, cât și pentru bebe. Bebe nu înțelege ce îi se întâmplă. Noi încheiem aici vlogul. Măruța, sper că e bine acolo în excursie. Vă mulțumim tare mult că ați ajuns până la final. Aveți locuri peste tot pe ecran, schedule, challenge-uri, playlist-uri și așa mai departe. Și acum, data viitoare, vă spunem la revedere și la pupar!